despre treaba asta. Oamenii din sat sunt nemulțumiți pentru că sunt un pic speriați. Sunt un pic speriați de venirea... Ați auzit cumva, se gândesc să protesteze în vreun fel? Da, unii spun că vor ieși, vor protesta, vor închide drumul. Sunt chiar supărați și vor să organizeze protest sau ceva de genul ăsta. Da, astfel încât să se schimbe locația, să nu vină aici. Ați încercat să le explicați totuși că e tot o gripă. De ce e panica asta? Eu am încercat să le explic că, cel puțin aici, în locația asta, nu a fost aleasă locație pentru tratarea bolnavilor de coronavirus. Locația asta este pentru carantină, stabilită de Consiliul Județean, de Prefectură. S-au întrebat deci, autoritățile județene, s-au consultat cu dumneavoastră înainte? Nu, noi am stabilit, nu am fost întrebat, nu am avut niciun cuvânt de spus noi ca autorități locale despre alegerea locației sau stabilirea au locației. Venit înainte să vadă ce e aici, dacă este un centru potrivit pentru așa ceva? Da, nu am cunoștință că au venit aici, dar cred că sigur nu au venit, nu a venit nimeni să vadă despre ce e vorba, pentru că dacă ar fi văzut ce e în interior, sigur s-ar fi ales altă locație potrivită. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu sunt condiții care să întrunească ce se cere acum pentru așa ceva. Cam ce investiții ar trebui făcute ca să arate totuși tabăra bine? Depinde la ce vă referi, să arate bine pentru astfel de cazuri? Cred că trebuie ceva amplu, de la zero luat, adică o renovare totală. Adică dacă mâine ar apărea cazuri, n-ar putea fi aduși oamenii aici? Da, eu consider că nu. Consider că nu au, neavând nici apă, niciun fel de condiții. Când a fost ultima dată tabăra deschisă aici? Când au venit copii, când... Și pe perioada de vară, dar cu ceva de 28 de locuri are disponibile pentru grupuri din astea. Nu este o tabără permanentă.